Julia Angelescu despre parcursul ei și al soțului la America Express. Ce mărturisire a făcut concurenta? Julia Angelescu și Vlad Huidu au trecut prin multe momente la America Express. Recent concurenta a vorbit despre parcursul ei și al soțului ei. Iată ce mărturisire a făcut. Julia Angelescu, despre parcursul ei și al soțului la America Express. Julia Angelescu a desfășurat o sesiune de întrebări și răspunsuri cu fanii ei de pe conturile sale personale de pe platformele de socializare. Internauții au fost curioși să afle foarte multe despre participarea ei și a soțului său, Vlad Huidu, la America Express, pe drumul soarelui. Un fan a întrebat-o dacă credea că va ajunge atât de tare în competiție. Concurenta de la emisiunea difuzată la Antena 1 nu a stat prea mult pe gânduri și a mărturisit că a plecat în America Express cu gândul să dea tot ce are mai bună, dar și să se bucure de această experiență a vieții ei. Știam doar că vom da absolut tot să ne putem bucura cât mai mult de această experiență. A scris ea pe Insta Story. Concurenta de la America Express se confruntă cu sindromul Burnout. În urmă cu doar o zi, Giulia Angelescu a făcut o postare pe Instagram cu care a reușit să-și îngrijoreze fanii. Vedeta le-a mărturisit internauților care o urmăresc că se confruntă cu sindromul burnout. Concurenta de la America Express a menționat faptul că din cauza stării sale de sănătate nu a putut participa la petrecerea de aniversare a televiziunii Antena, care în urmă cu două zile a sărbătorit 30 de ani de la înființare. Burnout Gain. Trebuia să fim la petrecere acum, dar din păcate nu mă simt în stare nici să mă dau jos din pat, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o ieri pe InstaStory.